Bună, Liana! Bună, Mihaela! Mă bucur tare mult că ai acceptat din nou invitația mea de a te alătura la 5AM Club. Cu drag, mi-a plăcut și prima dată. Acum, cu atât mai mult, am timp liber și pot să mă trezesc mai devreme, că dacă sunt chiar una în ziua, pot să rezolv. Super, super! Păi, pentru cei care n-au reușit să o cunoască, cred că cu Liana ne-am întâlnit în 2018, și am avut două, trei întâlniri care au fost foarte, foarte faine. Liana Buzia este Certified Sexological Body Worker. Este autoarea studiului de dezvoltare sexuală, de 3 ori vorbitor la TEDx și inițiatoarea a două mișcări sociale în protecția mediului. Îmi place tare mult că a avut curajul și determinarea să ducă în România domeniul coachingului somatic în sexualitate și a construit o comunitate foarte faină de oameni, atât online cât și offline, în jurul acestei teme personale. Și Da, a fost multă muncă. Și mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase. cu drag, cu drag. Mă bucur tare mult că ți-ai setat și ai pornit pe această cale, pentru că eu consider că este foarte necesar să avem deschiderea și resursele să putem să abordăm și această temă în condițiile în care încă există foarte mult și stigmă și tabu în jurul acestei teme și chiar e nevoie de oameni ca tine. Mulțumesc, da, de asta m-am apucat și eu de altfel, pentru că a fost un salt foarte periculos atunci, a venit cu un cost, multă lume din asociație, inclusiv parteneri, și-au pus niște semne de întrebare, adică au văzut cu ochi foarte, cum să zic, nefavorabili alegerea mea, nu au înțeles la momentul respectiv. Drept urmare, eu a trebuit să renunț, adică m-am gândit că decât să rămân și să mă trezesc, că încep să se retragă parteneri și că apar discuții, în primul rând că ele erau deja în echipă, am zis ok, mai bine plec, nu-mi doream, dar asta a fost unica variantă. Deci am plătit destul de scump, buy-in, ca să zic așa, în domeniul acesta, dar sunt foarte multe lucruri pe care le-am obținut. Și inclusiv pentru protecția mediului, eu până să fac munca aceasta nu știam să fac cursuri online cu adevărat. Am învățat pentru că domeniul ăsta e destul de delicat, iar pentru România, dacă eu rămâneam numai la stadiu de lucrat coaching individual sau făcut evenimente, nu aș fi putut să mă susțin. Deci nu aș fi putut să fac ceea ce fac acum. Drept urmare, a trebuit să fac cursuri și atunci, după câțiva ani de făcut cursuri pe o platformă destul de mare, Udemy, am făcut un curs și pentru protecția mediului, adică am avut curajul, încrederea, mușchiul antrenant să fac un curs pe ce înseamnă, ok, cum să-ți construiești propriile proiecte sociale. N-am văzut să fie, el este în engleză, în schimb, pentru că nu știu cât de mare este momentan deschiderea în România să se învețe astfel de cursuri. Dar a avut și beneficii, adică încet, încet încep să revin și la protecția mediului, că am o sămânță foarte mare plantată acolo și pe mediu. Știu, știu, proiectele inițiate în domeniul mediului au fost foarte mari și cu, presupun, o investiție și de energie și de intenție și de efort din partea ta, așa că, da, a fost într-adevăr un cost mare. Adică vorbim despre proiecte, cele mai mari proiecte de plantare de copaci din România și cele mai mari proiecte de curățare din România, let's do it România, așa că vorbim la o scală foarte, foarte largă, la care a trebuit să renunți ca să poți să mergi mai departe pe această cale. Și sunt convinsă că o să se întoarcă Sunt și sigură. că acceptarea o să vină încetul cu încetul, pentru că ne deschidem și învățăm și noi pe parcurs. Liana, eu am pregătit o serie de întrebări, Sigur.
Tema acestei luni este un om de apreciat pe zi și ești o persoană pe care o apreciez tare, tare mult și te sprijin în tot ceea ce faci și sper ca foarte multe persoane să acceseze informațiile pe care le ai de oferit. Mulțumesc și ție și comunității! Cu drag! Noi ne place foarte mult de Simon Sinek și The Golden Circle, așa că te întreb și pe tine care este DC-ul tău. Am înțeles că a venit cu un cost foarte mare această explorare a temei sexualității, dar care este DC-ul tău de a împărtăși cu ceilalți din cunoștințele și din experiența ta? El a venit pe un contrast, deși eu făceam proiecte foarte frumoase pentru comunitate și teoretic aș fi putut să zic, wow, mi-am găsit menirea, într-un final ajunsesem să pot să și trăiesc din acel lucru, dar în viața personală nu fusesem, nu pot să zic că am fost vreodată cu adevărat fericită, iar la un moment dat am trecut și... printr-o relație abuzivă, pe care o terapeută, că am ajuns la un moment dat la terapie, nu știam ce se întâmpla cu mine, și terapeuta mi-a explicat care era definiția abuzului și cât de clasică era situația mea. Eu credeam că era numai persoana luată la un colț de stradă în miez de noapte de un necunoscut și asta e doar extrema abuzului, dar mult mai ubicu este abuzul în relațiile cu cei cunoscuți, în relațiile intime. De acolo au fost câteva luni bune de terapie și alte demersuri ca să încep să mă echilibrez, că măcar știam de unde să apuc lucrurile. Și ulterior mi-am zis, ok, dacă eu într-o relație aparent nu reușeam, nu înțelegeam de ce, dar ok, nu reușeam să leg o relație, mi-am dorit foarte mult să învăț și să explorez o latură care e omenească și aveam și eu nevoie să înțeleg ce era de capul meu pe partea asta, într-un mod constructiv, adică într-un mod în care să zic, ok, așa pot. Și la unul dintre cursuri, facilitatorul ne-a pus în evidență, fusese un curs intensiv, 10 zile, eram toți căpiați după cele 10 zile, nu a fost în România, în schimb, dar în ultima zi ni s-a pus în vedere faptul că noi aveam să ne întoarcem la viața noastră obișnuită și că inerția vieții noastre este extrem de puternică și ne poate trage foarte ușor înapoi la ce eram înainte, dacă noi nu facem ceva, dacă noi nu schimbăm ceva atât de mult, atât de mare în viața noastră, încât să nu ne mai tragă inerția înapoi. Așa că eu, după ce am revenit în România, asta se întâmpla în 2016, am stat câteva săptămâni și m-am gândit, ok, ce pot eu să fac ca să nu pierd toată munca, tot ce învățasem. Nu pot să mă apuc acum să găsesc așa o relație din senin, că eu nu funcționez așa. De urmare, am zis, ok, ce știu eu să fac este să construiesc comunități cu toate calitățile și defectele mele. Pot să construiesc comunități și să lucrez la o temă. Și am zis, varianta este să construiesc o comunitate pe subiectul dezvoltare în sexualitate. Și de acolo am început cu tot felul de... Am făcut foarte multe investiții inițial în site, în partea de comunicare, în videourile, vlogurile filmate, practic. Organizare de evenimente, mai întâi, să zic așa, pro bono, după aceea cu din ce în ce mai multe costuri, tot așa, dar dorința mea a fost să nu pierd tot ceea ce obținusem și să găsesc o cale care la acel moment era autentică și mie, gândindu-mă că probabil mai sunt și alte femei în România, sau chiar și bărbați, care au aceleași semne de întrebare și care ar putea să beneficieze de pe urma demersului. Și atunci am zis, bine, cresc și eu, cresc și alți oameni, ce poate să fie mai bine de atât. Deci ăsta e why-ul meu. Eu îmi doresc să mă dezvolt, îmi doresc să ajung să aduc și altor oameni lucrurile pe care le învăț și să continui procesul ăsta de dezvoltare în relație cu alți oameni, de data asta sub forma unei comunități. Adică vorbim despre sexualitate, avem Q&A-uri
cu foarte multe dintre fetele, am foarte multe femei în comunitate. Când e de făcut câte o practică care nu înseamnă cine știe ce lucru extrem, aș vrea să punctez lucrul ăsta de fiecare dată pentru o piață, să zic așa, care este încă dezvoltare pe subiectul ăsta. Și ne încurajăm unele pe celelalte. Iar la coaching individual, ok, acolo sunt oameni care am o temă punctuală de lucru și vreau să lucrez cu tine, vreau să... E efectiv coaching. Iar acum mă formez și ca terapeut pentru că am început să văd cam cât de mare este problema abuzului sexual. Iar eu, în calitatea de coach, nu puteam lucra cu trauma. Puteam să lucrez cu o mulțime de alte aspecte, de conștientizare, de înțelegerea modului în care funcționează corpul fiecăruia, care îi zice că e ușor și natural, dar nu e neapărat așa întotdeauna. Sau ne poate surprinde de multe ori corpul și toată ființa noastră și atunci ai nevoie de niște repere. Dar cu trauma nu puteam să lucrez și atunci am zis, bine, dacă why-ul meu este să mă dezvolt și să ajut și alți oameni, ok, pasul următor, terapie. Formare în terapie ca să pot să lucrez și cu trauma. Da, apreciez tare mult. Am colaborat cu Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen, care sprijină victimele violenței domestice și abuzurilor sexuale și inclusiv am participat la un proiect mai larg, mai multe țări din Europa de Est și într-adevăr e nevoie de foarte multă intervenție în această zonă. Mai ales cum spuneai și tu că abuzul de cele mai multe ori se întâmplă din partea unor persoane cunoscute sau din partea familiei sau inclusiv din partea partenerului. E ciudat să spune lucrul ăsta din partea partenerului, adică cum? Păi nu ați fost de acord, nu v-ați căsătorit, nu sunteți împreună de comun acord, dar sunt niște fenomene, inclusiv fenomenul de gaslighting, dacă nu știi de el, e îl cunosc ceva cât de cât, dar ăla vine la pachet cu narcisismul, vine la pachet cu o persoană care nu și asumă responsabilitatea și vine la pachet cu o persoană care chiar manipulează conștient. Deci e nu doar o persoană care nu știe ce e aia abuz, ce e aia încălcarea limitelor. Exact, asta mi se pare partea scary, gaslighting, când e o persoană care influențează și manipulează în mod conștient și aduce la un prag zero de încredere de sine și de confuzie totală o persoană care nu mai știe ce e realitatea și nu mai se mai poate încredere în propria judecată. Da, și sunt teme destul de grele de abordat, așa că te apreciez tare mult pentru implicarea ta și pentru că îți dorești să mergi în continuare și în partea de pregătire ca terapeut, pentru că ai văzut că este nevoie de ajutor în această parte. Că ne spuneai de pregătirea ta de la certificarea de coaching, aș vrea să ne spui care a fost cea mai puternică lecție și conștientizare pe care ai integrat-o în cadrul acestor proiecte și în cadrul acestor procese. Au fost două. Prima e cea de ce înseamnă cu adevărat să ții spațiul de coaching. Am trecut și eu prin câteva procese de coaching și am văzut că foarte mulți coach ocupă foarte mult spațiu și bruschează un pic prea mult persoana și nu e coaching ăla. Practic, în spațiul ținut de coaching, nu-i spui omului ce să facă. Adică asta a fost învățătura cea mai grea la mine și, într-adevăr, cel care mi-a fost peer support sau supervisor sau coachul meu, a avut mai mult de lucru cu mine, pentru că eu nu am adică lucrând în calitatea de coachee cu altcineva, cu mai multe persoane. Și văzând foarte des că mi se spunea ce să fac, cum să fac, eram cumva trasă de urechi, nu... Aveam tendința,
eu în procesele mele mai departe în perioada de formare să le spun oamenilor ce să facă și să le dau soluții. Și de asta peer support-ul meu de cele multe ori mă întreba, ok, cine a venit cu propunerea? Deci, efectiv, așa eram de fiecare dată verificată cine a venit cu propunerea. Făceam orice alegeam noi să lucrăm sau orice concluzie, cine a venit cu propunerea, cine a formulat, cine a... Deci, efectiv, mă verificau în plus ca să se asigure că eu înțeleg că omul ăla, chiar indiferent ce obiectiv își pune acel om, eu nu sunt acolo să-l zgâlțăi până îl strofoc să ajungă la obiectivul ăla, ci eu sunt acolo să-i ofer spațiu ca el să lucreze și să-l ghidez, ghidat blând, pacing mai degrabă, nu să-l pun, trebuie să faci așa, atenție că n-ai făcut acolo, atenție, nu. Și indiferent de rezultat, cumva să ajungem la înțelegere, adică să pun întrebări foarte multe și să ne dăm seama dacă am atins rezultatul, ok, ce a însemnat asta, dacă nu am atins rezultatul dorit, de ce credem că nu s-a întâmplat asta, ce am învățat, ce am fi putut să facem mai bine, adică sunt abordări mult mai blânde decât ce coaching s-a făcut cu mine înainte de formările acestea și a fost o paradigmă foarte mare pentru mine, mai ales în aplicare. În România mi se și explica în paralel cu formarea și demersurile mele să aduc subiectul aici. Erau foarte mulți oameni care îmi spuneau de psihologia poporului român, este și o carte scrisă, și cum noi ca români ne uităm la o autoritate, urmăm o autoritate, chiar dacă cârtim, criticăm, etc., noi de fapt aia facem în fapte. Și că nu prea știm să ne asumăm cu adevărat leadership-ul, inițiativa, sănătate. Mersi. Sănătate. Așa. Și că de asta metoda pe care eu o aduceam avea să fie foarte greu de sănătate. Foarte greu de promovat în România, tocmai pentru că cultura noastră este una în care nouă trebuie să ni se spună ce să facem. Asta a fost prima. Și cea de-a doua, și mai grea pentru mine, a fost, nu știu, au fost câteva ore bune de discuții cu mine și cu o colegă în cadrul unui exercițiu de data asta la, era în 2017 de data asta, într-o altă formare intensivă, după un întreg curs de 2 săptămâni de data asta, printre ultimele sesiuni aveam de lucru cu toate metodele învățate cu câte un coleg. Și când eu eram în rolul de coachee, mi-era foarte greu să spun nu știu, adică nu că mi-era foarte greu, nu venea natural, adică și au stat și colega cu care lucram și cel care mi-era peer support, supervisor, coach, cum avea mai multe denumiri, au stat să-mi explice că este în regulă să spui nu știu. Și cum, doamne, să spun nu știu? Dar de ce să... Asta iarăși e din mentalitatea din România în care dacă spui nu știu, ești de cel mai multe ori ești văzut slab, puțin competitiv și vin alții în jurul tău, indiferent că sunt colegi, că sunt subalterni, nu contează, și vin și se bagă, stai că știu eu, îți spun eu cum să faci. Și în Germania era trainingul, colega mea era nemțoaică, peer supportul meu, jumătate neamț, jumătate ceh. Dar amândoi îmi spuneau, stai puțin, este absolut în regulă și tu în calitate de coach și tu în calitate de coach să spui, nu știu. Deci au stat cu mine, a fost o discuție foarte lungă, oricum, am depășit timpul, se făceau discuțiile de concluzii cu tot grupul și noi trei încă eram la nu știu. Și acum am foarte mare grijă când am de comunicat un nu știu, am foarte mare grijă cum fac asta, pentru că sunt conștientă că reperele culturale din România sunt mai puțin propice unui astfel de adevăr cât se poate de uman de altfel. Poți să ai foarte multe momente în care nu știi să dai un răspuns, nu știi care e o soluție, însă felul în care este primită replica și omul în situația aceea, totodată, este atât de delicat până la urmă încât de cel mai multe oamenii se feresc să spună asta, se feresc să recunoască așa ceva. Și am simțit-o pe pielea mea, atunci asta a fost a doua învățare, cea mai puternică, ce înseamnă nu știu. Și că nu este atât de grav dacă într-un moment din munca ta, din viața ta,
nu știi. Că am experimentat și eu în trainingurile pe care le-am ținut din programele de certificare care au fost tot așa internaționale, întorcându-mă acasă, eram total confortabil să spun nu știu, că nu eram persoană care era tot știutoare, dar cu deschidere foarte mare să investighez și să ofer un răspuns ulterior. Lucruri care eram total confortabil să fac asta, dar înțelegând cultura românească de a avea autoritate și autoritatea este tot știutoare, da, într-adevăr e... ai nevoie de asumare și de foarte multă încredere în sine să poți oferi răspunsul ăsta când mie mi se pare un răspuns natural în condițiile în care chiar nu știi. Da. Poate o să creștem cândva cultural și în direcția asta. Și ca ghid turistic mai am tot felul de întrebări la care zic... Nu știu. Nu am cum să știu acest lucru pentru că nu sunt enciclopedie, dar o să mă interesez. A, păi și eu puteam să caut pe Google. Păi te invit. Da, da, e, avem multe de lucrat încă noi ca români. Bun, cine sunt mentorii tăi și pentru ce îi... apreciezi și care sunt cele mai importante lecții pe care le-ai luat de la ei? Nu cred că am avut până acum un mentor cu adevărat, dar persoane care să mă inspire, persoane care să mă încurajeze, persoane pe care să vreau să le emulez, sigur, am avut și am în continuare. Două persoane care în momentul de față mă inspiră sunt din alte domenii, nu din domeniul meu. O persoană este fitness coach, este o cehoaică stabilită în SUA. Eu sunt în programul ei online din 2017, deci am 3 ani și câteva luni de când fac săptămânal, uneori chiar zilnic, depinde de cum sunt în diferite perioade, sport cu ea. Iar cealaltă persoană este, nu a fost o prezență așa de recurentă. Nu mă cunosc în persoană cu niciuna dintre persoanele pe care le spun acum, dar eu le urmăresc și mă inspiră. Cea de-a doua persoană este un bărbat, el este american, e pe New Age Spirituality. E un domeniu pe care eu adică nu m-am ascuns. Am învățat la nivel începător Tai Chi, Tai Chi Chuan, cum se spune. Asta înseamnă că ai habar totuși de o cale spirituală, evident că ai niște instrumente, adică nu ești un om 100% științific și atâta, nu mai există nimic altceva. Dar în munca mea eu nu am adus metodele astea decât foarte, foarte subtil. Ideea este că urmăresc foarte mulți oameni care promovează diferite mesaje, iar acest bărbat este, cred că e un pic mai mic decât mine ca vârstă, dar am dat randomly, așa pe YouTube, îți vin sugestii pe baza lucrurilor pe care le urmărești și l-am găsit prima dată în urmă cu câțiva ani. Am ascultat câteva videouri și atitudinea lor, că până la urmă e și cultura, e atât de vulnerabile și se pun în niște locuri atât de... Noi le-am judecat și le cunosc și eu, atunci le-am judecat, adică mă gândeam, băi, tipul ăsta, ce Dumnezeu face aici? Cum se... Nu era ce spunea, era cum spunea. Tonul vocii, cum își ținea camera, selfie-urile, vlogurile selfie pe care și le făcea, cum vorbea și despre el. Deci era o cultură care în România... E foarte delicat, adică cineva să și vorbească așa vulnerabil despre el cu toate defectele și calitățile deopotrivă și să și fie plătit pentru munca pe care o face, extrem de rar. Extrem de rar. Și dacă te uiți la oamenii de vârf din România, majoritatea arată numai exact atitudinea aceea autoritară, care e tot știutoare. În fine. Ideea este că mai urmăream câteva videouri, informațiile îmi plăceau, felul în care le spuneam, eram așa cu, să zic, nu vine acum cuvântul, un pic contrariată. Și n-am dat follow, nu pot să spun că i-am urmat programe sau alte cele, dar recent,
deci vorbim chiar la ordinul unei săptămâni, mi-au venit iarăși sugestii de ale videourilor lui. Și după câțiva ani, el atunci avea 44.000 de subscribers. Și săptămâna trecută, când m-am uitat, avea 916.000 de subscribers. Și am zis, wow! Evident, majoritatea americani, deci cultura este alta, na, nu pot să compari ce se întâmplă în România, în sud-estul Europei, cu ce se întâmplă în America. Dar, până la urmă, omul ăsta și-a urmat calea și când am văzut, mă uit și acum la videourile lui, dar mă uit, iarăși, ca să-mi aduc aminte, eu sunt după 4 ani la 3360 și un pic de subscribers pe YouTube. Este o creștere extrem de lentă, extrem, deci mă urc pe pereți. Dar am zis, în ruptul capului nu renunț, au fost mulți oameni, la un moment dat inclusiv din foștii mei colegi din Asociația de Mediu, care mi-au zis, ok, ai încercat, ai văzut că e greu, nu vrei să te duci și să faci mai departe pe protecția mediului? Și am spus, nu. Dacă o să iau și protecția mediului, sigur, dar eu vreau să am un... Am o misiune, eu așa le văd, misiuni sociale, deci nu e doar așa un moft sau o excentricitate, este o misiune pentru mine și sunt absolut sigură că este necesară, adică nici nu îmi trebuie studii de piață, nu îmi trebuie nimic să-mi spună că subiectul dezvoltare în sexualitate este nu doar de viitor, dar e și necesar. În afară de faptul că în perioada actuală când facem înregistrarea, suntem în carantină și... Nu doar din America am văzut vloguri ale unor medici care spun că la camerele de gardă vin femei și copii care deja au semne de violență domestică. Dar văd și în România, am urmărit foarte multe femei care sunt pe activism feminist sau pe partea de educație în sexualitate cu planificare familială și așa mai departe și peste tot se scrie, da, agresiunea... domestică, violența domestică a crescut în perioada asta. Și asta vine pe fondul unei și lipsă de încredere în persoanele care sunt victime și nu sunt dependente cumva, nu știu ce să facă, și pe fondul unei lipse crase de educație, inclusiv în subiectul sexualitate. Deci, faptul că domeniul ăsta e de viitor, nici nu mi-l scoate nimeni, adică nu renunț neam, știi cum, până nu văd succesul. Și acest bărbat cu saltul de, nu știu, 20%, 200%, pardon. 200%, da. Deci, stau și mă uit la el și nu neapărat că mesajele mele sunt dintr-un alt domeniu, dar stau și mă uit și îmi iau curajul. Hai că se poate. Hai că se poate. Nu e un mentor, dar este o persoană care mă inspiră. Mm-hmm. Deci, da. Mm-hmm. Pot să-i dau și numele dacă ei contează în vreun fel sau... Da, ar fi interesant. Femeia este Zuzka Light și bărbatul Aaron Dowdy, D-O-U-G-H-T-Y. În caz că e cineva, okay, o să-i caute pe YouTube. O să pun și canalele lor pentru cine să-mi găsesc interes. Ce admir și sau apreciez la ceilalți când vine vorba de sexualitate? Ce apreciez foarte mult sunt, în primul rând, persoanele din comunitatea BDSM cu care eu am interacționat prin munca mea. Eu nu am atâta rezonanță cu domeniul, că sunt altfel construită. Dar am putut să dialoghez cu acești oameni într-un mod în care, da, ok, și noi, adică și eu și ei, și bărbați și femei, înțeleg deosebirile, le apreciază, le respectă. Am putut să facem cross-field, ca să spun așa, communication, adică am avut colaborări. Sigur o să mai am și în viitor. Tocmai pentru că, până la urmă, nu suntem aici să ne arătăm cu degetul unul e mai deștept decât altul, suntem aici să învățăm unii de la alții și să aducem ce e constructiv din fiecare domeniu ca să aibă oamenii cât mai multe repere sănătoase. Adică, după părerea mea, ignoranța e ingredientul cheie în abuz, nefericire, tot felul de situații neplăcute pe care nu le vrem. Adică în momentul în care știi, înțelegi fenomenele, știi cum să le navighezi, știi cum să te jalonezi între ele, știi ce repere să ai, cum să spui
într-un mod în care să nu rănească și cealaltă persoană, un feedback, mai ales dacă nu rezonezi cu, deci nu rezonezi cu ceva, nu e că nu-ți place o persoană sau că nu ții la o persoană. Deci sunt o mulțime de lucruri pe care eu le-am apreciat la oamenii aceștia. În mod nesurprinzător, oamenii aceștia au călătorit cu munca în străinătate. Și nu că sunt un critic al României sau că nu sunt, că nu-mi iubesc țara, dar adevărul este că noi, deși de 30 de ani suntem în democrație, mentalitatea noastră este încă foarte închisă. Noi n-am deschis geamul cu adevărat să bată un vânt și să ne curățăm aerul și pe mentalitate. Și atunci îi simți foarte ușor pe oamenii care nu au perspectivele cu adevărat. Și pot să dau un exemplu de mentalitate închisă. Și asta am auzit-o și o aud în continuare. La foarte mulți români. Da, eu știu ce înseamnă. Cred că alți oameni nu înțeleg ceea ce faci tu și cred că ar putea să judece. Deosebire de, sigur că da, o mentalitate deschisă, cam asta ar fi, înțeleg munca ta și să știi că am vorbit pe unde am putut, am vorbit, am zis da, mi se pare absolut ok, mi se pare că era necesar. Deci în loc să te gândești, eu știu, dar alții nu știu și ar trebui să ne temem, să ne ferim, să luăm o distanță de... Ăsta a fost un feedback care a fost în asociația mea la momentul 2016. Îi apreciez foarte mult pe oamenii care înțeleg, mi se pare absolut necesar, laudabil, da, România are nevoie de asta și nu văd, dacă vreau să aud pe cineva, pot să spun, mă, uite, trage un ochi pe canalul YouTube sau pe site sau whatever. Deci e mentalitatea, e ceva foarte subtil până la urmă, dar una e mentalitatea închisă, alta e mentalitatea deschisă. Și aici da, deci cam aici încă suntem și eu sper ca un număr și mai mare de oameni să înceapă să vadă cu adevărat ce înseamnă mentalitatea deschisă. Da, cred că și în activitatea mea de voluntar și fondator de asociații, lucruri care sau și în cadrul protestelor, dar lucruri care ia foarte mult din energie este da, dar degeaba faci tu că restul nu fac. Păi prefer să fiu persoana care face sau prefer să știu că am făcut, indiferent care sunt rezultatele mici sau mari, decât să știu că nu am făcut și prefer să mă concentrez pe ce pot să fac eu și nu pe ce n-o să fac alții, că nu pot să îi schimb pe ceilalți în legătură cu ce o să facă ei și tot ce pot să fac eu e ce ține de controlul meu. Atunci de ce să mă orientez pe ce spun ceilalți, că nu îmi servește cu nimic. Îi mai spun un lucru, dacă nu faci nimic, măcar lasă mie energia și nu mă demotiva să fac. Știi că măcar dacă nici eu nu mai fac nimic, atunci e egal cu zero. Deci, faci bine ce faci, dar nu cred că o să se schimbe nimic. Păi nu, te înțeleg că nu vrei să faci ceva, dar lasă-i pe alții măcar să facă. Foarte frumos. Da. Sper să ții cât mai mult timp energia așa sus și să le spui celorlalți în continuare. Dacă îi auzi că zic nu o să iasă nimic, perfect, dar lasă-mi primi să-mi fac de treabă, să fac niște lucruri în care cred. Exact, exact. Care sunt cele mai faine aprecieri pe care le-ai primit de la clienții tăi? Sau de la cei care au interacționat cu... Am să spun în primul rând de la femeile din comunitatea mea, cele cu care facem și întâlniri speciale, deci au venit la diferite evenimente și cu aceea tot revin. Apreciază în primul rând spațiul de lucru. Cel mai frumos eveniment recurent pe care l-am avut a fost seria de inițiere în practica cu oul de jad. Pentru referință, că nu știu exact cine o să... Te rog să explici puțin. Că... Este o practică destul de veche, nu doar din cultura sau tradiția taoistă și hindușii au. Am înțeles că mai sunt și alte tradiții în care se lucrează cu oul de jad. Oul de jad este generic, poți să faci și din alte pietre semiprețioase. Ideea e că în știința modernă încă nu are suficientă cercetare. Eu tind să cred că e o chestiune de timp până se va cerceta și acolo și se va dovedi eficiența.
Practica în sine este destinată femeilor care au avut deja un contact sexual și ea presupune în mod fizic, dar e practica e mai mult decât doar partea fizică, presupune utilizarea unei pietre semiprețioase, că e jad, e piatra preferată a taoiștilor, sau sunt și alte pietre semiprețioase, ideal cât mai puțin poroase, sculptate sub formă de ou, evident, șlefuite, deci condițiile de siguranță sunt la maximum aici, de diferite dimensiuni, corpul variază, dacă ai născut, corpul tău ca femeie se schimbă și practica în sine este pentru a lucra musculat. Deci tot perineul nostru este un mușchi care, dacă nu e antrenat în timp, mai ales după sarcină, se poate atrofia, poți să ai foarte multe neplăceri. Sunt multe femei care după naștere au prolaps, au, în fine, se schimbă foarte mult corpul și nu neapărat în modul cel mai fericit. Uneori le afectează și viața de zi cu zi, nu doar viața sexuală. Deci vorbim de nevoile fiziologice care le sunt afectate, tocmai pentru că musculatura este total dată peste cap, în cazuri extreme. Și atunci, practica asta se uită la faptul că, ok, avem un mușchi și el se poate lucra. Ca orice mușchi, ai nevoie și de rezistență, adică nu poți să crești un mușchi, să-l întărești, dacă nu lucrezi cu oarecare rezistență. Și atunci, pietrele acestea au, vorbim de 100 de grame, 200 de grame, dacă ajungi acolo. Deci nu sunt greutăți culturiste, dar sunt greutăți pentru un mușchi destul de mic, care trebuie lucrat. Practica este, în schimb, mult mai mult decât partea fizică. Ea, în esență, dacă e să o faci cu adevărat, profesoara mea de la Tai Chi chiar mi-a spus, dacă vrei doar să iei o piatră și să o introduci în vagin și să o ridici în sus și în jos de câteva ori, nu-ți trebuie niciun fel de inițiere, poți să faci asta absolut oricând. Dacă vrei să faci practica asta cu adevărat, atunci, asta a fost tema mea, 3 ani de zile nu faci. Faci o mulțime de alte exerciții să pregătești corpul cu adevărat, să înțeleagă, în ghilimele, na, cu ghilimele de rigoare, să înțeleagă ceva mai mult din practica asta decât doar ridicăm o piatră în sus și în jos. Și am avut de făcut, practicile mele erau de deschiderea meridianelor, mai ales meridianele din zona bazinului, în limbaj mai de zi cu zi românesc, tehnici de concentrare, de interiorizare, contemplare interioară, forme diferite de respirație, menite să aducă și mai multă energie în corp, diferite atingeri, masaje locale pe abdomen, meridianul anterior, cred că așa îi spune, dacă mi-aduc aminte corect, au trecut niște ani. Și a trebuit să fac lucrurile astea foarte mult timp, până când eu aveam să fiu pregătită să folosesc și acel ou. Deci am urmat, e exact ca în Karate Kid, îl chinuia Mr. Miyagi pe băiat foarte mult până să ajungă să învețe cu adevărat ceva. E, așa și pe mine. Eu am avut-o pe profesoara mea, nu era un Mr. Miyagi, dar în mod surprinzător tot cu origine chineză învățătura, ca să mă aducă la stadiul la care, ok, avem mai întâi de lucru, de înțeles, niște aspecte ale corpului și după aceea începem și practica. Revenind, cele mai frumoase feedback-uri le-am luat din grupa de lucru, pentru că și eu am facilitat mai departe practica în spiritul practicii, adică cu tot felul de exerciții pregătitoare, concentrarea asupra corpului, un antrenament cu tot ce înseamnă, adică setarea intenției, adus în atmosfera de lucru, încălzirea corpului, că până la urmă orice sport, orice formă de mișcare care folosește un mușchi, încălzire, practica, antrenamentul propriu-zis, relaxare. Și ne pregătim să ieșim în lumea de zi cu zi, adică le aduceam pe fete din nou în starea de ieșim în public. În public. În oraș, în mijloace de transport în comun sau în taxi, în ce aveam, și ajungeau acasă la familiile lor. Majoritatea spuneau că ele, în cele 2 ore de practică, efectiv uitau de toate grijile, nu
foarte rar, dacă, doar dacă îi suna cuiva telefonul sau era o urgență cu vreunul dintre copii, dar altfel telefoanele erau în genți, gențile în afara sălii de lucru, deci din punctul ăsta de vedere, cele mai frumoase feedback-uri le-am avut acolo. Pe locul 2, atunci când am făcut retreat-uri, pentru că, de exemplu, anul trecut nu l-am legat până la urmă și a fost un regret pentru mine, dar în 2017, în 2018 am făcut retreat-uri. Altă atmosferă, adică nu doar vii câte 2 ore pe săptămână, ci stai 3 zile, 4 zile, de dimineață până seara, cu mic dejun, cu prânz, cu pauze, cu sesiuni de practică, cu stat seara la ciocolată caldă sau la foc, la lumânări, adică o atmosferă cu adevărat de retreat, ce înseamnă, adică chiar o retragere și stăm și numai într-un spațiu în care ne uităm la noi și la subiectul care ne interesează pe noi. Și retreat-urile cele mai frumoase le-am avut tot în cercul de femei în care am facilitat pe cont propriu. Am avut și retreat-uri mixte, facilitate cu încă o persoană, bărbat, dar recunosc că din ce am primit eu ca feedback-uri au fost mai frumoase, le-am simțit mult mai puternic și eu, pe cele în care am fost singură la facilitare. Asta s-a întâmplat la mine, deci sunt sigură că nu e o regulă peste tot. Da, da. Da. Super. Noi în mastermind-ul pe care l-am pornit cu femeile pe tema sexualității, am avut săptămâna trecută o discuție foarte interesantă legată de aprecierea de sine versus lauda de sine. Și cum este cumva o reținere din, din partea mai multor persoane de a spune lucrurile de care sunt mândri, de a spune lucrurile, victoriile pe care le-au avut, știi, practica noastră e să începem cu conștientizările din ultima perioadă și cu 5 victorii. Și te întreb și pe tine care este perspectiva ta asupra celor două, apreciere de sine versus lauda de sine și pentru ce te apreciezi pe tine? Mi se pare că se pot simți foarte ușor nuanțele între cele două. Cred că sunt foarte puține persoane care chiar se laudă pe sine și cred că de cele mai multe ori când cineva își comunică lucrurile de care e mândru, pentru că sunt foarte mulți oameni nesiguri în jur, pot să fie înțeleși ca oameni care se laudă de sine, dar nu e asta intenția. Deci mi se pare că se simte la un moment dat, adică îl simți pe om când chiar se laudă, se laudă, se laudă și doar se laudă. Și alta e un om care chiar e mândru de o realizare, o reușită la care a muncit, cum zic eu, pe brânci. Deci, din punctul de vedere, eu știu că am fost crescută și eu pe spiritul românesc. Nu faci bine, aia nu e bine, las că spun eu. Și atunci aveam tendința să, nu doar să fac și eu același lucru, dar să fac asta și cu mine, în primul rând. Adică nu că nu știam despre mine lucrurile bune pe care le făceam, dar nu le spuneam. Adică și pe mine m-a ajutat iarăși mediul colegilor mei din străinătate. Am avut oameni, de exemplu și profesoara mea de Tai Chi, cu care am apucat să lucrez și individual. Și acolo am avut un mediu foarte frumos și eram într-o perioadă în care chiar aveam nevoie. Printre metodele mele de recuperare post-abuz a fost și lucrul cu ea și sunt recunoscătoare. Însă recunosc că au fost mai nou. Abia acum am în jurul meu femeile din comunitate care vorbesc frumos despre munca mea și despre mine. Și mie și altora. Și e cu adevărat, și nu o fac, pentru că așa am mai fost lăudată și înainte, dar am văzut ce înseamnă să te laude oamenii și am văzut ce înseamnă să vină oamenii și să fie cu adevărat recunoscători pentru spațiu pe care îl oferi, cadrul pe care l-ai construit, etc. Sunt două lucruri diferite. Pot să spun că de-abia acum, în acest domeniu, de la români și românce, îl văd cu adevărat. Nu am avut asta înainte. Da, am avut laudă că, na, dădea bine,
Cred că erau și unele aprecieri așa mai sincere, dar în fine. Multe lucruri pe care am învățat să le văd acum, iar eu în momentul de față nu, pot, nu știu dacă mă laud sau mă apreciez, deci efectiv nu știu, dar încerc să fiu onestă cu ce se întâmplă cu mine și prin ce trec. Iar ce apreciez la mine... în primul rând, perseverența. Pentru că, ok, perseverența slash încăpățânarea, adică indiferent cât de tare trebuie să strâng din dinți, eu zic nu mă las și nu mă las până nu fac ce mi-am propus. Curajul, deși în, până la urmă sunt tot femeie, nu sunt nimic altceva, deci aici pot să spun că am... este o calitate care mi-aduce încă plătesc pentru ea. Probabil că dacă eram, cred că dacă eram într-o altă cultură nu plăteam așa de mult, dar aici încă plătesc pentru ea. O resimt, o văd, e ok să-i spun pe nume, dar e o calitate, adică chiar și așa, eu chiar am stat și mi-am făcut niște analize cu mine și mi-am zis, e un dar până la urmă și ăsta trebuie folosit. Ok, am de plătit aici, fine, plătesc, asta e, dar îl folosesc. Adică mi s-ar părea mult mai mare risipa umană să nu folosești niște daruri date decât să nu știu, să alegi varianta comodă și în fine. Calea ușoară, da. Da, nu, nu, mie nu mi s-a dat că sunt alte calități pe care alți oameni în jurul meu le au și sunt calități demne de apreciat și sunt mult mai apreciate și ele sunt răsplătite în societatea noastră. Calitatea asta e mai mult taxată. Fine. Ok. That's fine. Ce apreciez la viață și cum consider că arată o viață bine trăită? Realizările frumoase și bucuria lucrului împlinit, efectiv, sănătatea, tinerețea și mă refer aici la spiritul și atitudinea tânără. Adică ce înseamnă să-ți păstrezi așa optimismul și o doză de puritate, nu spun naivitate, spun puritate, o doză așa de nebunie care e caracteristică etapei de tinerețe, dar eu cred că suntem mult mai câștigați dacă o păstrăm și pe termen mai lung. Adaptată la situație. Și deschiderea, adică aprecierea oamenilor. Până la urmă, cu bune și cu rele, că toți avem și de unele și de altele, oamenii, adică la un moment dat învață să aprecieze până la urmă ce are fiecare bun de oferit. Și ce mai apreciez la viață, oamenii care și-au format, în engleză îi spune street smarts, e capacitatea să miroși omul, așa îi spun eu. Mi se pare o mare calitate în viață. Să știi să miroși cu cine ai de-a face și cu cine rezonezi tu, cu cine ai putea cu adevărat să construiești. Nu am avut adică rar miroseam oamenii. În ultima vreme mi-am alocat foarte mult timp, după ce am avut multe surprize, să învăț să miros oamenii și să am grijă foarte mare pe cine numesc eu prieten, prietenă, frate mai mare, în fine. Coleg, colaborator și așa mai departe. Deci, astea sunt lucrurile pe care le apreciez eu la viață. Mersi tare mult! Cu drag! Mai am trei întrebări. Și îți mulțumesc tare mult pentru răspunsurile de până acum. Care este o persoană? Noi în această lună o să facem următorul lucru. O să ne alegem în fiecare zi o persoană pe care vrem să o apreciem și ce i-am spune. Așa că te întrebi și pe tine care este o persoană din viața ta pe care vrei să o apreciezi astăzi și ce i-ai spune. Dai să mă gândesc puțin. Cred că este mama mea, adică nu cred, sigur, pentru că eu din toate lucrurile pe care le-am făcut
Nu aș fi putut să le fac dacă nu aveam sprijinul mamei mele. Foarte mulți ani, mai ales când construiam proiectele de mediu, eram așa luată peste picior de unii dintre colegii mei, că eu eram întreținută. Și la un moment dat am zis, absolut, pe mine mă întreține mama mea. Pot să spui că sunt copil de bani gata, nu sunt dintr-o familie foarte bogată, dar la un loc de muncă, eu nu aș fi putut să construiesc mișcări civice de protecția mediului. Nu plătea nimeni vreun angajat într-o companie ca să facă așa ceva. Nu în atunci. Poate acum e alta situație, dar atunci nu. Și ca eu să pot să fac toate, să stea cineva non-stop doar pe proiectele alea și să construiască de la zero. Ok, erau și alți oameni acolo, dar cineva era de bază. Chiar trebuia să aibă din ce să se întrețină. Și cel mai frumos lucru, în ghilimele, a fost o doamnă care lucra la Realitatea Cațavencu. În 2010 mi l-a zis, când am ajuns la dânsa să vorbim despre colaborare, despre un parteneriat pe media pentru proiectul de curățenie, pentru Let's Do It România. Eram cu încă doi colegi, singura, evident, care eram full în proiect. Și la un moment dat se uită doamna asta de la Realitatea Cațavencu la mine și îmi spune: tu îți permiți luxul să faci voluntariat? Și am zis, nu m-am gândit așa, zic, eu cred în ce fac, zic, dar da, am o familie care mă sprijină, într-adevăr. Zic, dacă vreți să-mi ziceți și dumneavoastră că sunt o întreținere, chiar i-am spus-o numai, deja l-am dat, mi sărea și mie țandra, dacă vreți să spuneți că sunt o întreținută, zic, eu ca o copilă întreținută de familie, nu mă duc în cluburi, în baruri, în mai știu eu ce alte lucruri, eu fac proiecte de voluntariat și construiesc mișcări civice. Zic, asta e forma mea. Deci e, și i-am spus, la un moment dat i-am spus mamei mele, am avut o discuție așa foarte frumoasă în care i-am spus: mamă, eu îți mulțumesc, adevărul e că niciuna din mișcările alea civice și tot ce a însemnat asociația nu ar fi existat dacă eu nu aveam materialul asigurat ca să pot să stau 100% doar acolo. Și nu s-a schimbat, adică e, recunoștința asta este acolo. Nu știu cine altcineva ar fi putut, în afară de familie, familia mea e mama, dar în afară de familie nu știu cine altcineva ar fi putut să întrețină un om să facă muncă în beneficiu comunității române. Sorry dacă sună cu judecată sau cu prejudecată, dar asta e adevărul. Nu, eu zic că sună chiar foarte frumos și apreciez tare mult că a reușit să vadă imaginea pe termen lung și impactul muncii tale și să-și dorească să contribuie în această zonă. Să știi că e un lucru real, adică până la urmă, eu acum mă uit la documentare legate de domeniul pe care l-am acum, sexualitate, și inclusiv copiii care au luat-o pe arătură foarte rău. Deci vorbim, adică au luat-o pe arătură, punct. Eu nu consider că am luat-o pe arătură. Și au făcut lucruri care, pentru care ajung și la închisoare și așa mai departe. Până la urmă, părinții sunt acolo necondiționat. Deci nu cred că, eu nu știu ce fel de părinte nu ar fi sprijinit, sincer. Adică în momentul în care copilul chiar crede în ce face, copilul tău, că mă gândesc și eu, o să fiu mamă cândva și dacă al meu copil o să vrea să facă ceva ce crede foarte puternic, bineînțeles că am să-l sprijin. Adică e, din punctul de vedere, mi se pare că e singura variantă, e într-adevăr să te sprijine familia. Cred că asta e calea în care poți să ai succes. Culmea, de altfel, sunt anumite culturi în care afacerile se fac în familie, mai ales în țările arabe. Oamenii aceia nu colaborează cu alte firme dacă nu e în familie, dacă nu vine printr-o recomandare prin familie, adică garanția atât de puternică încât nici nu se gândesc la altceva. Iarăși, astea sunt niște lucruri pe care noi cred că încă le avem de învățat în cultura noastră. Și e foarte bine că ai ridicat cumva această minge la Filo, pentru că e foarte important ca cu toții să realizăm că e nevoie de sprijinul nostru, să donăm și să sprijinim acele asociații în a căror cauză credem și noi, pentru că aduc o contribuție foarte valoroasă și
nu sunt de acord cu concepția că persoanele care își dau foarte mult din timp, foarte mult din efort, n-ar trebui să fie plătiți pentru asta, pentru că ei contribuie și au un impact foarte mare și atunci e schimbarea asta de mentalitate. Da, fac un bine, dar am nevoie să am sprijin, să pot să continui cu acest bine pe care îl fac. Da. De acord. Noi la 5AM ne direcționăm atenția și spre implementarea obiceiurilor productive. Și sunt curioasă ce obicei ne propui din practica ta pentru a ne îmbunătăți sănătatea sexuală. Cu riscul să sune neprofesionist, dar te asigur că e total opusul, nu este un obicei anume, și asta pentru că fiecare are propria lui individualitate, particularitate, și atunci cred că cel mai elementar lucru, dar asta nu e un obicei, asta e o perspectivă în primul rând, un shift mental, să spun așa, să ajungă la un moment dat să vorbească cu o persoană pe tot ce ține de propria lor intimitate. Și când vorbesc cu o persoană, mă refer la o persoană care e formată pentru asta, că e terapeut, că e coach, că e consilier, chiar nu e detaliul ăsta important, e un om resursă pentru ei sau ele, pentru că toate obiceiurile pe care și le va deprinde au sens să fie făcute pe un fundament propriu. Deci ceva care să se lege cu situația lor din momentul acela, cu obiectivele lor, cu ce își doresc ei sau ele să obțină. Mi se pare că ne ține mult mai ușor de un obicei și mi se pare că e o investiție de energie și de timp mult mai inteligentă și strategică atunci când e legată de un obiectiv care e al nostru și are sens pentru noi, chiar ne ajută pe noi în particularitatea vieții noastre. Și atunci n-aș putea să spun, mai ales pe subiectul sexualitate care este atât de delicat, un obicei anume, ci mai degrabă să încurajez oamenii să meargă să vorbească cu cineva care să-i poată ajuta, nu neapărat ca o problemă, ci efectiv o persoană resursă care să le ofere așa o perspectivă mai largă din care ei să-și dea seama unde sunt, unde se situează și după aceea tot persoana aceea să le ofere un cadru în care ei să aleagă tot ei ce vor să dezvolte la ei. Și după aceea le vin și modalitățile, ok? Că și poate să însemne o mulțime de lucruri în funcție de ce valori are persoana respectivă în sexualitate, în funcție de ce definiții și credințe are, indiferent că ele sunt negative sau pozitive, și ce vrea să lucreze la nivelul ăsta, ce își dorește cel mai mult pentru viața intimă, care e particularitatea în viața lui sau ei în acel moment, partenerul, partenera, ce discuții, ce situații sunt acolo. Deci e foarte greu să-i spui cuiva, fă obiceiul ăsta și o să te... Pe domeniul ăsta. Mie asta mi se pare, cu tot ce am studiat până acum, extrem de greu să dau ceva precis tuturor. Nu cred în obiceiuri universal valabile, pentru că nu suntem stas. Adică fiecare suntem foarte, foarte diferiți. Și e un subiect și foarte delicat ca să vin și să dau cuiva... Deci îmi pare rău dacă aici sunt pe... Fac notă spala. E total ok, dar mă gândesc dacă ai vrea să împărtășești un obicei din practica ta și care sunt beneficiile pe care le-ai primit din această practică. Un obicei pe care eu îl am este acela de a face o practică somatică care poate să fie o mulțime de lucruri, adică mișcare, sunet, atingere, conștientizarea corpului, practica cu oul de jad sau cu alte accesorii și nu înseamnă neapărat ideea de masturbare sau altceva. Dar ideea, scopul meu este să aduc conștientizare în corp, deci o legătură și o stare de prezență în corp. Până la urmă, în toate căile de dezvoltare personală ni se spune fi prezent acum, trecutul a trecut, viitorul încă n-a venit. În prezent poți să faci ceva și practicile somatice te aduc în corpul tău într-un mod blând, pentru că sunt și alte modalități de a te aduce în corp, dar nu sunt neapărat blânde, și te aduce în corp, ți-l păstrează relaxat, deschis, până la urmă ai nevoie să reduci orice sursă de stres, practicile somatice fac asta,
Și atunci, pentru mine, ăsta e un obicei pe care eu îl am. Practica în sine poate să fie diferită de la o zi la alta, dar ideea este că e... bine, și am zile în care aleg conștient să nu fac nimic, pentru că sunt ori prea stresată, ori nu am starea necesară și decât să mă forțez, prefer să nu. Adică mi se pare că mi-ajut mai mult corpul când nu mă forțez și când iau pauză cu totul și spun azi nu, decât să mă duc în cine știe ce locuri în care n-am de ce să merg în momentul acela. Deci asta e practică somatică aproape zilnic. Nu este zilnică și nu sunt cu rigla pe mine, disciplina în fiecare zi, no way, nu, departe de mine abordarea asta, pentru că nu este constructivă. Nu pentru ce înseamnă sexualitate, nu pentru ce înseamnă stare de prezență cu adevărat frumoasă. Mersi tare mult! Apreciez! Da. Ultima întrebare, dacă ne poți recomanda câteva cărți, în special pe tema sexualității, dar nu numai, și dacă ne poți spune și ce găsim în ele. Mai întâi pe tema sexualității, câteva cărți, în primul rând cartea de căpătării pe care o spun peste tot, The Erotic Mind, al lui Jack Morin. Eu am citit-o de două ori pe aceasta, a fost recomandată la certificarea mea. Pentru noi, pentru mine, cel puțin, în formarea asta a fost Biblia. Dacă pot să aduc cuvântul Biblie în formare în sexualitate. După aceea, am mai citit cărți care erau foarte mult destinate femeilor, deci Femeia multiorgasmică, Trezirea femeii senzuale. Uite că îmi scapă acum titlul. Este o carte foarte groasă, e de data asta chiar tradusă în română, despre sexualitatea feminină, dar în momentul ăsta, când o să postăm video, o să revin cu titlul și punem în descriere. Nu-l țin minte pe de rost, am citit-o acum foarte mulți ani, a fost destul de greu de digerat, dar mi-am luat câteva informații, să zicem așa, mai degrabă medicale, științifice de acolo. Mai este un ghid despre orgasm, care este în engleză, nu este tradus în română. Este o colecție de întrebări de patru oameni de știință de la Universitatea Rutgers din SUA, care se uită la sexualitatea feminină, sexualitatea masculină, sexualitatea în cuplu, sănătatea sexuală. Răspunsurile vin pe baza unor studii pe care ei le-au luat la puricat, studii făcute în secolul trecut, câteva și în secolul 21. Mai este o carte pe care de-abia acum m-am apucat, sunt în urmă cu ea, se numește Urban Tantra, nu știu să fie tradus în română. Ea a fost recomandată tot la formarea mea, dar fiind tantra și noi făceam un pic altceva, am preferat să o las mai la coadă. Însă de-abia sunt la început acum și sunt câteva elemente care sunt cât se poate de elementare despre respirație, starea de prezență, starea de plăcere. Deci sunt lucruri de bun simț până la urmă, dar cred că merită, dacă cineva poate să o ia și să citească în limba engleză, o recomand. O altă carte care mi-a mers la suflet, iarăși, dar asta a fost din formarea mea și nu este tradusă în română, se numește The Art of Somatic Coaching. Ea nu vorbește doar de sexualitate, ea vorbește de coachingul somatic în general. Efectiv, deci cel mai frumos lucru pe care l-am citit în cartea asta a fost despre embodied spirit, spirit întrupat. Și explică oamenii acolo, nu e o carte spirituală sau alte cele, nu e o carte cât se poate de pragmatică, dar explică că în orice metodă de coaching somatic, la un moment dat starea de prezență în timp, lucrată încet și în condițiile favorabile, mai ales în natură, e ceva extrem de neobișnuit pentru noi să te gândești că te duci la coach și lucrezi într-un parc sau într-un spațiu de natură sălbatică și aia e sesiune. Deci majoritatea se așteaptă între patru pereți, într-o clinică, undeva. E iarăși o altă perspectivă, altă mentalitate. Dar stările alea de prezență te aduc într-o stare de bliss, cum să-i spun eu în română? Beatitudine. Beatitudine, da.
care, da, este o experiență spirituală până la urmă și nu faci nimic, doar ești prezent în corp. Nu ajunge oricine la ea, nu ajunge oricum la ea. Mie mi este foarte greu să o facilitez între patru pereți, asta o recunosc. Nu se compară lucrul în natură cu lucru. Cred că după, sincer, cred că dacă e ceva care o să ne lase carantina aceasta, este respectul și aprecierea pentru natură. Acum foarte mulți ani, când eram încă președintele Asociației de Mediu, la un moment dat am avut câteva tatonări, să spun așa, de colaborări și eram într-o perioadă în care aveam nevoie să stau cât mai mult afară. Eram foarte obosită și aveam nevoie să mă încarc. Și la un moment dat, când am propus unui posibil colaborator să avem o discuție la un eveniment în aer liber, i s-a părut extrem de... Nu și-a găsit timpul. A zis că nu putea. El nu înțelegea. Adică, în fine, la acel moment. Ulterior, a văzut și la alți oameni, apropo de discuțiile sub formă de plimbare. Adică poți să ai o discuție de afaceri cu cineva oriunde. Nu trebuie să fie în fața unui laptop între patru pereți. Dar, iarăși, e vorba de deschiderea unei mentalități la nivelul la care nu suntem lipsiți de profesionalism. Dacă avem o discuție la un restaurant, lunch, business lunch sau business breakfast, nu suntem neprofesioniști dacă avem o discuție de afaceri la un teren pe care plantăm sau într-o arie protejată, deci nu. Dar cred că foarte mult din ce înseamnă acum coachingul pe dezvoltare personală încă se face între patru pereți. Și cartea asta mie, cel puțin, mi-a schimbat foarte mult paradigma pe partea asta. După aia, sigur, mai e o carte pe care o citesc acum după foarte multă suferință personală de data asta. The Art of Human Nature, dar dacă îmi permiți, mă plec la masă să iau cartea ca să-ți citesc exact titlul. Sigur, sigur. O secundă, nu am, este suportul meu acum. The Laws of Human Nature. Ok, this is it. Am cărțile, le folosesc și ca suport, nu doar ca suport și propriu. Multipurpose. Da, ca să-mi aduc laptopul la o altitudine mai bună. The Laws of Human Nature. Eu am neglijat foarte mult lucrurile astea, mai ales în munca mea. Și cineva, cartea asta mi-a fost recomandată de un scriitor, culmea. Cineva a fost surprins să audă de experiențele mele în proiectele pe care le construiam și mi-a zis, stai puțin, că natura umană e puțin diferită de ce te gândești tu. Nu că nu știam și eu asta, dar mă așteptam mai greu la oameni cu care eu teoretic lucram zi de zi. Și atunci cartea asta e pentru mine, o citesc mai greu, deci încă mă dor anumite lucruri și naivitatea mea în unele cazuri, dar e o carte pe care o recomand, mai ales dacă vrei să construiești ceva mare și dacă nu ai nasul la format încă să miroși oamenii sau nu te-ai concentrat pe asta, nu te-ai gândit că poate să fie că nu ți-ai pus prioritatea, adică unii dintre noi avem de făcut o treabă, vrea cineva să facă și îl văd că e cât de cât capabil, competent, ok, nu mă ieși la partea informală. Cartea asta e utilă. Contează și calitatea omului, compatibilitatea, contează foarte mult și curajul omului să aibă niște discuții cu tine în față, nu cu alți oameni pe la spatele tău și așa mai departe. Deci asta e o carte cu care eu îmi vindec încă niște răni din trecut. Mersi tare mult! Cu drag! A fost un interviu foarte valoros cu multe conștientizări și pentru mine și sunt sigură că o să fie apreciată intervenția ta și pe 5AM Club și ne vedem cu drag de dimineață și pentru întrebările pe care le-au matinalii pentru tine. De-abia aștept la 5 dimineața, cu voi sunt acolo. Mersi, să ai parte de o zi faină. Mulțumesc la fel și ție. Ciao. Ciao.